Bună ziua și bine v-am găsit pe Explosivo Gaming, astăzi cu un nou tutorial. O să vă învăț cum să vă puneți texturi pe Minecraft și să începem. Uitați, v-am lăsat un link în descriere, dați acolo la Mediafire, dați download, o să se descarce asta. Bun, și asta nu trebuie extras sau ceva, pur și simplu intrați aici, în asta, și scrieți run, apăsați enter, scrieți %, app, data, %. Și dați OK. Și o să vă intre acest folder la roaming și aici avem Minecraft.minecraft. Și aici dăm la resource pack. Pur și simplu să spun că dau copy și îl copiez aici. Bun, vedeți, Huawei patch X16. Așa. Acum intrăm în Minecraft. O să vă arăt că merge. Dați texture pack-ul de unde e, ca să-l puteți folosi. Nu e foarte greu, dar sunt mulți care nu știu chestiile astea și trebuie să fac un tutorial pe punct 5. Cred că merge pe orice versiune acest texture pack. Bun, și intrăm Minecraft-ul și dați aici la opțiuni. Uitați, resource pack și ăsta aici. Bun, se mută pe asta la altă parte și dăm done și trebuie să începem un pic ca să dacă texture pack-ul. Bun, vedeți, deja s-a schimbat ceva. Să zic că intru pe o lume de asta, o filmare. Intru aici și o să vedeți că avem texture pack-ul tot. Bun, uitați, aici avem săbile și acu-i diferit. Așa două săgeți. Nu întâlnesc săbile. Armura e la fel, nu cred că o să vă da. Așa. Altceva nu știu dacă mai e schimbat. Un pic iarba. Nu știu. Nu cred. Așa. Și uitați, avem altă sabie. Și arcul e albu. Da? Gri, așa. Uitați cum arată sabia. Așa. Toate. Toate. În fine, le descoperiți voi după aia, dar oricum trebuie să vi le arăt. Așa. Și Diamond Sword-ul. Așa. Bun, și cam acesta a fost tutorialul de astăzi. Ne vedem data viitoare cu un nou tutorial. La revedere, nu uitați, like, share, abonați-vă, com, de toate.